mandatul unui profesionist, un om lansat pe mâini foarte bune. Sunt sigur că va continua ceea ce am început în acest an, în special proiecte de digitalizare, ANAF și a Ministerului de Finanțe. Sunt multe de făcut, sper că anul acesta să introducem e-facturare. Și așa cum am spus, asta înseamnă venituri la buget de aproape 2 puncte procentuale, cam 20 de miliarde de lei în plus pentru anul viitor. Sper să terminăm anul acesta cu e-facturare și cu fișierul electoric. În rest, amândoi am vorbit despre buget. Urmează bugetul și am uitat puțin pe execuția pe care avem și mai ales pe proiectele de investiții care au fost bugetate anul acesta și care unele au fost bugetate doar să fie acolo, altele au fost și executate. Așa că, pentru anul viitor, așa cum am spus, fiecare minister sau ministru va avea obiective clare care vor fi monitorizate trimestrial și vom vedea execuția bugetară lunară și cam asta a fost discuție astăzi cu Alex. Domnule prim-ministru, mulțumesc pentru încredere. Sunt atât onorat cât și responsabilizat pentru a prelua portofoliul finanțelor. Am avut astăzi discuții cu toți directorii din minister. Am discutat despre buget, am discutat despre execuție. Ne interesează în special execuția pe marile proiecte de investiții, proiecte din fonduri europene majore care trebuie să se deruleze în cel mai bun mod și pentru aceasta ne propunem să facem o monitorizare foarte strictă a lor, atât lunar cât și trimestrial, astfel încât să avem proiectele într-o derulare foarte bună și transmitem un semnal pe această cale ministerelor care gestionează proiecte majore din fonduri europene, astfel încât să-și facă din timp o analiză care sunt acele proiecte, cum funcționează, care este stadiul, care este execuția pe aceste proiecte, pentru aceste proiecte și să se deruleze cât mai bine. Aceste discuții le vom continua și în ședința de guvern săptămâna viitoare. Ați analizat și stadiul încasărilor la buget și soluțiile pentru a crește? Veți vedea săptămâna viitoare, domnul ministru va prezenta execuția bugetară pe 11 luni. Știți foarte bine, am prezentat investițiile, cheltuielile cu investiții sunt în continuare foarte bune, încasările bune, sunt câteva, deficitul a crescut în parametrii estimați. Am uitat să vă spunem că am discutat și despre câteva măsuri care vor fi prelungite și care veți vedea săptămâna viitoare în ședința de guvern. Vorbim despre cea ordonanță de măsuri, vom anunța totul luni, va intra în transparență pe și veți vedea toate măsurile. Privința amânării ratelor la bănci, pentru că era o discuție până la sfârșitul acestuia, să dați o veste atât persoanelor fizice cât și juridice. Ne întâlnim cu sistemul financiar bancar și vom lua o decizie. Domnule premier, cum vedeți situația din Franța, acolo unde sunt sute de șoferi de tir români care așteaptă să sunt blocați la granița dintre Marea Britanie și Franța, nu poate să treacă din cauza noii timp de COVID-19? Aștept, o să am o discuție pe această temă și cum aveți informații, vă voi spune și noastră. Deci, dar ce măsuri credeți că ar trebui luate? Până nu am toată situația și nu am toate informațiile, nu pot să fac o opinie. Dacă îmi permiteți, Comisarul European pentru Transporturi, Adina Vălean, a dat deja un mesaj foarte important, prin care a tras un semnal de alarmă asupra situației de la granița dintre Marea Britanie și Franța, pentru că orientările de green lanes pe care le-a dat Directoratul de Mobilitate prevăd foarte clar că serviciile esențiale de transport trebuie să rămână în funcție și serviciile esențiale pentru șoferi, personal navigant și pilot de asemenea. Și sper ca acest semnal de alarmă să fie ascultat. Uniunea Europeană și Anglia vor ajunge astăzi la un acord post-Brexit. Care va fi efectul asupra economiei noastre? Deja știam că vine un acord post-Brexit, ne-am pregătit pentru Brexit, deci impactul nu este o surpriză, nu va fi un impact surpriză. Vom vedea care va fi partea finală a acordului, dar suntem pregătiți pentru Brexit, deci în acest moment nu ar trebui să mai fie o surpriză pentru noi și niciun impact pe care să nu fie luat în calcul. Vă mulțumim! Așa o întrebare. Ce se întâmplă dacă un ministru nu își îndeplinește obiectivele trimestriale? Veți vedea atunci, dar nu vă va fi ca până acum. O singură întrebare, vă vaccinați în momentul în care să vă vină rândul? Da, când vine rândul mă voi vaccina. Mulțumim!